adevărul trebuie spus, indiferent că ne convine sau nu, pentru că numai o istorie adevărată poate fi o oglindă bună pentru un popor. Da, asta nu înseamnă, după părerea mea, dispreț față de miturile fundamentale ale unui popor, fără de care niciun popor nu poate exista. Istoria se rescrie din nevoia de a ne apropia, după mine, cât mai mult de adevăr, pe care nu o să-l atingem niciodată. În iunie 1940, prin ceea ce poate fi numit dictatul de la Moscova, România a pierdut un teritoriu de 50.762 km² cu o populație de 3,9 milioane de locuitori. Anul următor, sub ocupație sovietică, va fi teribil. Pe lângă introducerea rapidă și brutală a structurilor economice și politice ale regimului sovietic, noile autorități instituie un regim de teroare, menit să lichideze orice rezistență și să intimideze populația. Chiar din primele zile ale ocupației sovietice, între 28 iunie și 4 iulie 1940, au fost arestate 1122 de persoane, desemnate ca foști polițiști, agenți ai siguranței și ofițeri ai armatei române. Eram prinși între Reichul nazist și Uniunea Sovietică. Fiecare hap vrea să apuce ceva și apucase ceva. Când o țară mică este prinsă între doi coloși, nu te poți bate cu fiecare din cei doi. Te bați întâi cu unul cu ajutorul celuilalt și, pe urmă, dacă vezi că n-a ieșit, te întorci împotriva celui de-al doilea. E ceea ce a făcut și România în al doilea război mondial. Dar vedeți că, fiind noi o țară mică, n-avem voie să spunem lucrurile astea. Nu că n-avem voie, nu se remarcă lucrurile astea, fiindcă cei mari, numai cei mari au voie să o facă. Acum, nu-i nimica, că totdeauna a fost așa. Practic, din ianuarie 1941, generalul Antonescu era conducătorul unui stat profund anticomunist și nu avea de ales decât soluția apropierii de Germania. Componenta comunistă a rebeliunii legionare și propaganda strategic-balcanică făcută prin unele medii evreiești comuniste îi ofereau lui Antonescu și argumentul că sovieticii vor să invadeze România, așa cum făcuseră cu Polonia. Întâlnirea dintre Hitler și Antonescu de la Obersalzberg din 14 ianuarie 1941 i-a adus conducătorului României credința că Germania și Rusia se vor înfrunta curând. Decisivă pentru Antonescu, în sensul alianței sale cu Germania, a fost hotărârea lui Hitler de a refuza cererea sovietică, făcută prin Molotov la 12 noiembrie 1940, de a ocupa prin forță întreaga Bucovina. Eu cred că un popor, o națiune, nu își poate continua eficient evoluția istorică dacă nu are repere în propria istorie din trecut. Reperele acestea nu trebuie să fie neapărat numai glorioase, să fie triumfaliste. Chiar și aspectele acestea triste, tragice, își au însemnătatea lor. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost arestate 5.479 de persoane cu familiile lor, membrii ai partidelor politice din perioada interbelică, moșieri, ofițeri, foști primari și deportate 24.360. După eliberare, se vor descoperi cadavrele celor executați de către ocupanți. Războiul cu rușii. Iată ce aștepta și dorea Antonescu să se întâmple cât mai curând. Pe 22 iunie 1941, România intră în războiul antisovietic alături de Germania. Uniunea Sovietică a distrus în România orice sentiment de încredere și siguranță și a trezit îndreptățita teamă că însăși ființa statului român e în primejdie, îi spune Grigore Gafencu, ministrul român la Moscova, șefului diplomației sovietice, Molotov, pe 24 iunie, adăugând: am căutat atunci sprijin în altă parte. Nu am fi avut nevoie de acest sprijin și nu l-am fi căutat dacă nu am fi fost loviți și dacă nu ne-am fi simțit amenințați. Vă veți căi,
îi răspunde Molotov diplomatului român. După opinia mea, la pogromul de la Iași s-a ajuns pe, în urma unui întreg traseu de acumulare a unor evenimente, de acumulare a unor sentimente care au constituit atât curentul antisemit, curentul naționalist creștin, să-l numim acolo, cât și o serie întreagă de curente religioase, deci de cult evreiești sau politice, cum a fost implicarea numeroși evrei în comunism și în acțiunile Uniunii Sovietice, atât pe teritoriul României, cât și în jurul său. În imediata apropiere a frontului aflat încă pe Prut, se aflau numeroși agenți secreți sovietici. În Partidul Comunist intraseră foarte mulți evrei, astfel că în conștiința publică s-a stabilit ecuația comunist egal evreu, folosită apoi și de propaganda oficială. În zona frontului se crease o adevărată psihoză colectivă, la tot pasul fiind căutați spioni ai inamicului. La Iași, un tinichigiu evreu, care repara acoperișul avariat de bombardament al unui locuitor creștin, era să fie linșat, fiind bănuit că face semnale avioanelor sovietice, care însă nu zburau în acel moment deasupra orașului. Sigur că lucrurile astea, în momentul în care sunt cercetate de către istorici, și când ne punem întrebarea în ce măsură un român care astăzi este copil și peste 20 de ani va dori să fie istoric și se va duce către carnea cercetării istoriografice, care este documentul, către arhive sau către mărturii, se va afla în situația de a avea o opțiune științifică, opțiune politică sau opțiune personală acestui subiect. Odată cu declanșarea ostilităților, generalul Antonescu a cedat Germaniei o parte a suveranității naționale a României, fără să fi fost forțat în mod expres să o facă și fără autorizația șefului statului, regele Mihai I. Astfel, pe temeiul înțelegerii politico-militare dintre Antonescu și Hitler, la 21 iunie, comandantul Corpului 30 german, generalul Hans von Salmuth, a emis un ordin prin care a anunțat că prea sub comanda sa toate forțele românești de la Iași. Având împuternicirile date de Antonescu, el a extins acest control și în sfera atribuțiilor de ordine interioară, arogându-și funcțiile organelor civile și militare române. A fost instituită o poliție specială care își luase dreptul de a acționa împotriva civililor. Patrulele germane erau scoase pe străzi în cursul nopții, nepermițând gardienilor chesturii să-și îndeplinească misiunea de pază. Am fost format la Iași 13 ani de zile și de cea de multe ori când întâlnesc oameni născuți în România, care au părăsit România la 18 ani sau 20 de ani, când spun că nu mai vorbesc românește, nu sunt inclinat să le cred. Dar în Iași trăiau atunci 55.000 de evrei dintr-o populație totală de 90.000. La Iași s-a creat primul teatru evreiesc și erau aproximativ 170 de sinagogi. Șocul a fost și erau relații, bineînțeles, au fost întotdeauna antisemiți și nu numai la Iași, au fost peste tot. Și, dar relațiile cu, între comunitatea evrească și populația generală erau relații bune și de aceea când a avut loc pogromul, și asta e un punct care m-a influențat întreaga viață. Incidentul care a declanșat evenimentele sângeroase din Iași s-a produs în ziua de 26 iunie 1941. Din cauze încă necunoscute, trei evrei aflați sub arest au fost escortați de sergentul Mircea Manoliu, de proveniență legionară, la poligonul de tragere al garnizoanei și împușcați acolo. Două zile mai târziu, în seara zilei de 28 iunie, la ora 22, chestura a fost anunțată că două coloane militare au fost atacate cu focuri de armă pe străzile Lascăr Catargiu și Carol. Șase oameni au fost răniți și doi cai omorâți. Mi-aduc aminte când România fusese sub control german și a ieșit ordinul că evreii trebuie să meargă cu pata galbenă. Când tata răposatul mi-a dat, aveam atunci 10 ani.
mi-a dat pata galbenă să o pun, mi-a spus să o porți cu mândrie. Și fraza asta tot m-a marcat. A doua zi dimineață, pe 29 iunie, s-au făcut percheziții în cartierele locuite de evrei și, cu toate că nu s-au găsit arme, aproximativ 2500 de evrei au fost ridicați și duși la chestură. Începând cu ora 9, ostilitățile au alunecat imediat către Abuz și Jaf, mai ales după ce soldații germani au omorât o femeie în plină stradă pe care au aruncat-o cu scârbă într-un gang. Din acel moment, arestarea evreilor a fost însoțită de jafuri și bătăi îngrozitoare, executate de trupele de toate categoriile și chiar de gardieni. Starea de spirit devenise alarmantă. Soldații nu mai ascultau de nimeni. Șocul când a avut loc acest pogrom a fost că noi nu înțelesem. Pe casele creștinilor erau cruci. În săptămâna aceea, pogromul a avut loc în 29 iunie 1941, războiul a izbucnit cu ruși în 22 iunie 1941 și au început bombardamentele și în săptămâna aceea s-au împărțit la cinematograful Scala din Iași premii copiilor care au primit note bune la examene. Și eram între ei și m-am dus să primesc premiu și nu mai erau cărți mi se dea și atunci una din profesoare a spus ai să vin săptămâna viitoare și o altă profesoară a spus săptămâna viitoare n-o să mai fie și m-am reîntors acasă, aveam atunci 10 ani și am povestit povestea și mi s-a spus probabil că n-ai copil, n-ai înțeles bine. O parte dintre evrei aduși la chestură au fost eliberați și li s-au dat documente că au fost verificați și că nu se fac vinovați de vreun delict. Germanii, văzând că evrei aduși de ei și de patrule sunt puși în libertate, s-au înfuriat și au început să aducă din nou tot mai mulți din întreg orașul. Ei au afirmat că poliția este jidănită și au instituit o echipă a lor la poarta chesturii. Pe străzile din centrul orașului, caldărâmul era acoperit de cadavre. Nesfârșite convoaie de evrei, cu mâinile ridicate și sub amenințarea armelor, au fost îndreptate spre chestura poliției. În curtea acesteia, militarii germani au deschis focul asupra arestaților. Supraviețuitorii au fost duși la gară. Când a avut loc pogromul și erau mulți creștini care au plecat din Iași, nici unul din prietenii tatăl meu a fost avocat la Iași mulți ani de zile și avea prieteni creștini, evrei, niciunul n-a povestit că se pregătește o asemenea acțiune. Și acțiunea a fost pregătită în toate detaliile și în presă s-a publicat că 500 de evrei comuniști au fost executați. Modul în care s-a făcut, asta noi știm, întâi s-a dat un anunț că evrei trebuie să vină la chestură să primească un bilet liber. Seara, din ordinul comandantului diviziei a 14-a, pentru a-i scoate pe evrei de sub focul germanilor, se trece la evacuarea celor arestați. Acest ordin s-a suprapus peste planul inițial de deportări, vagoanele pregătite pentru alte transporturi fiind folosite în această situație de forță majoră pentru evreii de la chestură. Propaganda sovietică, de imediat după ocuparea României, a folosit din plin tragedia evreilor. A folosit-o din plin. După ce i-au și folosit foarte mulți evrei pentru a-i pune să acționeze sau îndrepta împotriva României, apoi a folosit toată această tragedie pentru a-și rezolva o problemă de ocupație, o problemă de ocupație militară și politică a României, și anume lansarea către populația României a unui sentiment de vinovăție general. Românii erau vinovați că au declanșat războiul împotriva Uniunii Sovietice și ceea ce este fals, știm astăzi foarte bine, românii sunt vinovați de crime de război, totul generalizat la români. Și sper că cei care văd emisiunea asta nu se vor enerva contra mea, că sunt lucruri care cu toate că s-au petrecut acum 59 de ani, nu trebuie să le uităm, că dacă o să le uităm, se vor repeta.
Întrucât instanțele militare germane ceruseră în repetate rânduri ca populația evreiască, socotită inamică, să fie îndepărtată din spatele frontului, autoritățile române au trecut la evacuarea rapidă a evreilor din Iași, în condiții inumane, aglomerări excesive în vagoane, lipsă de aer și apă, în condițiile în care temperaturile erau foarte ridicate. Dacă în comunicatul oficial se afirmă că la Iași au fost executați 500 de iudeo-comuniști care trăseseră focuri de armă asupra soldaților germani și români, numărul celor morți în trenurile tixite de cei evacuați a făcut ca, în final, câteva mii de evrei să-și piardă viața în ceea ce s-a numit pogromul de la Iași. Și rușinea nu e numai pentru cei care au comis aceste crime, dar rușinea e pentru cei care au tolerat asemenea crime și, dacă îmi permiteți să nu fiu diplomat, aș spune și nu e prea onorabil în ce privește pe cei care astăzi încearcă să dizminte fapte istorice. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că aproape întotdeauna când au existat astfel de evenimente, mai ales în perioada modernă și contemporană, chiar dacă prezentarea unor aspecte istorice a avut, să zicem, un traseu științific, în jurul acestei prezentări au existat întotdeauna excese, fie într-o parte, fie în cealaltă. Fie de a nega, fie de a exagera o serie întreagă de eveniment, de a exagera o serie întreagă de cifre, de un joc al cifrelor care uneori te duce și la ridicol. În memoriile sale, Radu Leca amintește acest episod. Mihai Antonescu și generalul Antonescu au fost informați telefonic de evenimentele de la Iași. Ei s-au adresat imediat lui Killinger pentru a-l determina să intervină pe lângă comandantul german pentru ca măcelul să înceteze. Eu eram în biroul lui Killinger când el a telefonat generalului comandant german, spunându-i să înceteze imediat orice represalii. Guvernul român, urmând să facă o anchetă pentru a stabili originea focurilor de armă care s-au tras asupra armatei germane. Intervenția promptă a lui Killinger a făcut ca la Iași să nu piară toată populația evreiască. Generalul Antonescu a ordonat o anchetă rapidă privind complicitatea românilor la asasinatele comise de nemți la Iași. Această anchetă a stabilit că circa 170 de polițiști, cetățeni, cărăuși și răufăcători au servit drept indicatori nemților care nu știau să distingă pe evrei de români. S-a stabilit că acești indicatori, în special polițiștii, au jefuit cadavrele celor împușcați de nemți. Mihai Antonescu a fost de părere că acești șacali să fie arestați și judecați. Generalul Antonescu s-a gândit că, înainte de a face arestări, ar fi bine să se ceară și avizul lui Killinger, pentru ca să nu se creadă că această acțiune reprezintă o lovitură pe care o dă guvernul român armatei germane. M-am dus deci la Killinger și am adus la cunoștință intențiile lui Antonescu de a pedepsi pe jefuitorii de cadavre și pe polițiștii care, trecând peste ordinele primite, au încurajat și sprijinit represaliile. Killinger a răspuns că el nu crede că o astfel de acțiune ar putea tulbura bunele raporturi existente între armata germană și cea română. Faptul că s-au făcut asemenea greșeli au fost comise de anumiți indivizi care nu mai sunt și unii au fost traduși în judecată și nu recunosc, adică nu accept când mi se spune Franța e antisemită sau România e antisemită, asta nu e adevărat, sunt în țări anumite, în multe țări sunt antisemiți, dar asta nu se cheamă că întreaga populație contra, că Israelul însăși, crearea statului Israel e dovadă că poporul evreu a avut multe simpatii. Este într-un fel evident că noi nu avem o imagine exactă asupra trecutului nostru în ce privește istoria. Pentru că la noi au fost mai multe tendințe. A existat tendința eroizării istoriei, tendința mitologizării istoriei. În bună măsură, sigur explicabilă, aceasta pentru că suntem totuși un popor care a trecut prin diverse disgrații istorice și care a simțit nevoia, într-un fel, să-și romantizeze trecutul. Eu, cel puțin, generația mea, n-a apucat în lecțiile de istorie să învețe despre nicio înfrângere.
în lecțiile de istorie pe care le-am învățat eu, nu exista nicio înfrângere. Numai victorii ale voivozilor noștri. Acum s-a trecut în extrema cealaltă. În demitizarea istoriei, care este un alt păcat foarte grav, după părerea mea, care tratează totul ca un fel de eczemă mitologică. La 30 iunie, Antonescu îi numea pe vinovații evenimentelor de la Iași evreii comuniștii și legionarii comuniști. Generalul a reafirmat intenția de a elimina populația evreiască. Nevoia de a ne scăpa de această plagă a românismului este de nediscutat, dar a condamnat în termeni severi inițiativele individuale, masacrele, jafurile. Crime de asemenea natură, a spus el, constituiesc o pată rușinoasă pentru neamul întreg și ele sunt plătite mai târziu de către alte generații decât aceea care le-a comis. Dacă Antonescu ar fi fost vinovat fie numai pentru moartea unui singur om, evreu sau nu evreu, și tot ar fi fost vinovat de crimă. Adică lucrurile sunt cât se poate de clare din punct de vedere juridic. Există o dovadă pentru atitudinea lui Antonescu. Acești șacali să fie arestați și judecați, chiar dacă ea este până acum cunoscută drept singulară. Domnul general Antonescu, povestește Radu Leca, a ordonat ca sublocotenentul Florin Anghelescu din regimentul 2 Artilerie Grea, care, făcând percheziție din proprie inițiativă la magazinele evreiești din Galați și a însușit bani, bijuterii și obiecte de valoare, să fie imediat executat, dacă vina lui a fost stabilită. Această măsură va fi adusă la cunoștință întregii armate. Nimic nu justifică crimele care au fost comise contra poporului evreu și Holocaustul. Dar faptul este că din toate țările din Europa de Est, singura țară care a păstrat relații diplomatice cu Israelul a fost România. Cetățeanul, telespectatorul care ne ascultă acum, are un anumit punct de vedere, o anumită imagine care i s-a format de-a lungul timpului despre termenul Holocaust. Și eu voi da numai acest exemplu, intuind cumva că telespectatorii vor înțelege și complexitatea altor termeni de acest gen care sunt legați de fenomenul acesta. Din punctul de vedere al românilor, al sistemului cultural și educațional românesc de până acum ultimele decenii, Holocaustul se referă exclusiv la arderea evreilor în cuptoarele de la Auschwitz. Se pornește de la originea grecească a termenului, ardere completă, rituală, și întotdeauna a fost folosit, sau foarte mult timp a fost folosit, numai pentru a exprima arderea din cuptoare. De altfel, el așa a și fost relansat de către un ziarist american după război, când se referea foarte precis la acest eveniment. Istoricii evrei, analiștii evrei, cercetătorii care s-au ocupat de acest înfiorător fenomen petrecut în al doilea război mondial, au ajuns la concluzia că Holocaust trebuie să fie denumit ansamblul agresiunilor îndreptate împotriva evreilor, care conțin, bineînțeles, și arderile de la Auschwitz, dar și legislația antisemită, dar și lagărele de muncă, dar și lagărele de concentrare, întregul ansamblu de activități și de violențe îndreptate împotriva evrei. Această diferență de percepție a termenului Holocaust îi poate pe foarte mulți români, și aici este efectiv vorba de ignoranță, să respingă termenul de Holocaust, deși, dacă stai să analizezi legislația antisemită dată în perioada după 38, dacă stai să pui în discuție lagărele, faptul că au fost evrei puși în lagăre și în lagăre de muncă, dacă stai să analizezi o serie întreagă de ordine sau o serie întreagă de complicități în care și Antonescu a fost implicat, îți vei da seama că din punctul de vedere al concepției generale asupra Holocaustului, și România a fost parte. Din punct de vedere al felului cum înțeleg românii Holocaust, deci numai arderea de la Auschwitz, românii resping faptul că ar fi fost parte a acestui Holocaust. Având în vedere că legionarii erau izolați și fără arme, comuniștii închiși, evreii timorați,
se pune întrebarea: cine a tras în bezna nopții orașului Iași asupra militarilor? Răspunsul nu poate fi dat cu precizie, dar un răspuns posibil a devenit deja familiar românilor: teroriștii. Dar dacă erau teroriști sovietici, focul lor automat ar fi trebuit să producă multe victime printre militarii români. Era război, România și URSS erau inamici, nimic nu îi împiedica să ucidă după principiul subversiunii, provocând apoi o reacție împotriva evreilor, cu mare avantaje pentru propaganda antifascistă. Însă rezultatele anchetei poliției, după ce evenimentele s-au calmat, te îndeamnă să crezi că a fost o diversiune germană a serviciilor secrete, cu mână legionară, așa cum se încercase și la rebeliunea de la București din luna ianuarie a acelui așa an 1941. Eu totdeauna spun, o statuie, un basorelief, dacă îl iluminezi din plin și nu are umbre, își pierde foarte mult din mesajul pe care artistul a vrut să-l deie. Așa e și cu istoria. Dacă uiți greșelile, dacă uiți părțile negative, care sunt și educative, pui în paranteză, cenzurezi istoria. A afirma însă că pogromul de la Iași a fost urmarea unei intenții sau o acțiune premeditată a autorităților românești este cu siguranță o aberație. La procesul din 1946, mareșalul Antonescu avea să declare: m-am dus la Iași și am vorbit cu comandantul general german, pentru că Iașul era atunci în zonă militară germană. Acolo operau trupele germane și era și zona de front și tot Iașul era ocupat de germani, de trupele care trebuiau să treacă Prutul. Și atunci m-am dus la Iași și am vorbit cu generalul german și i-am spus: dacă se mai repetă acest lucru, dau telegramă Führerului și las comanda frontului. Și atunci generalul german mi-a spus: vă asigur, domnule general, că nu se va mai întâmpla. Iată care a fost acțiunea mea și pot să dovedesc această acțiune cu martorii care erau atunci cu mine. Cred că sentimentele de legătură și sentimentele de cunoștință care le au pentru educația primită în România există până în ziua de astăzi. Și dacă îmi permit, înainte de întrerup intervenția asta și mă scuzați că era atât de lung, dar am așteptat 69 de ani ca să vorbesc la televizia românească, așa că am o scuză. Cred că România, în general, ar putea solva multe din problemele sale dacă ar organiza diaspora românească care o aveți, nu vorbesc de evrei. După părerea mea, intelectualii români au comis o eroare. După decembrie 89, anume, au lăsat ca sentimentul național, care înseamnă această conștiință a continuității, această conștiință că ai părinți, că vii de undeva, nu vii dintr-un deșert. Intelectualii, din păcate, sau mulți dintre ei, mă rog, mă număr și eu printre cei care au greșit în acest sens, au lăsat ca sentimentul național să fie confiscat, repet, confiscat de demagogi care au transformat sentimentul național în altceva, în cu totul altceva, într-un fel de trâmbiță care zbiera, cum să spun eu, în scopuri proprii. Ori degradarea aceasta, după părerea mea, este extrem de periculoasă. Domnilor, eu refuz să cred, vă mărturisesc în finalul acestei discuții, eu refuz să cred că un român din trei e xenofob, antisemit și șovinist.